te rog, ce facem? Chema ambulanță, chema ambulanță. Nini, va fi totul bine. Ai încredere în mine, ai încredere. Sunt lângă tine, Nini. Îți promit că va fi totul bine. Uite, sună acum la salvare. Doamne, am scăpat. De ce râzi, inconștientule? De nimic. Râd pentru că suntem în viață. Nu-ți vine nimic altceva să spui, nu? Din fericire am scăpat și gata. Da, din întâmplare, nu că ai fi făcut tu prea mult. Ba nu, am făcut destul. Dacă nu eram eu, puteam era să... Era minimul pe care trebuia să-l faci după ce m-ai adus aici. Nu pot să cred că n-ai verificat rabla asta. Ce să verific? Vicky folosește mașina asta într-una. M-ai rugat să te iau cu o mașină, eu am găsit o mașină. Deci nu e vina mea, logic. No, Sofie, o să te liniștești, Martin, te rog. Martin, mi-ai pus viața în pericol, tu-ți dai seama? Ți-am pus viața în pericol, da, dar fără să vreau. Martin, deschide-mă că vreau să plec. Bine, știi ceva, hai pleacă. Hai, du-te, pleacă, vrei să pleci, ciao, pleacă. Ciao. Stai așa că ceva nu e în ordine. Dar tocmai am folosit-o și funcționa. Nu, face un scurt circuit. Scoate un zgomot ciudat, n-ați auzit? Singurul zgomot ciudat îl fac articulațiile tale. Ai de nu, te rog, te strigă copiii. Nu, pe, te strigă. Să aștepte, sunt niște răsfătate. Nu, dar să răcuții de ei trebuie să se hidrateze. Hai, du-te, ocupă-te de aici. Eu mă ocup de astea. Dacă te ocupi să mă ajuți atât, n-o să te refuz. Cum să fac asta? Foarte dar ce ai? Ai cumva febră? Ai ceva? Nu am nimic, Lupe, nu am nimic. Du-te la copii, te rog. Mă ocup eu de asta. Hai, du-te. Mă ocup eu, n-auzi? Mulțumesc. Horacio! Da, ce? Ce faci acolo? Erai foarte concentrat. Noi căutam ceva ție. O pereche de pantaloni în care am uitat niște bani în buzunar și noi... Te pot ajuta? Dacă nu e nevoie, dumneavoastră trebuie să aveți grijă de siguranța noastră. Da? Și nu puteți umbla cu haine murdare. Și oricum, ce faceți aici duminică? Așa e, azi e duminică. E ziua mea liberă, m-am hotărât să mă ofer voluntară ca să ne fac reputația după ce s-a întâmplat zilele trecute, da, înțelegi? Da, înțeleg, dar știi foarte bine că nu pot să mă simt... Da, ce? Da. Of, ci că liniște interioară. Ca să adorm am nevoie de un întreg ritual. Horacio, uitasem, am nevoie de... Ce? De ce ne țineți așa afectuos? Sunt haine murdare, ce ați spățit? Nimic. Nu nimic, Adelfa, ce fac cu viața mea nu-i problema dumitare. Îmi cer scuze, mă retrag. Pato, am făcut un pact, respectă. Am respectat, Sisi. Tu îmi dai toate păpușile și eu ies odată cu cea mănută toată viața. Asta nu înțeleg. Cea mai foarte tare. Dar e și foarte fraier. Crede că îmi place de el. O să-i spun că am ieșit cu el din interes. O să ne urască. Asta și vreau. Hai, încă un efort și mergem în camera mea să ne jucăm ce vrei tu. Fără ceama. Nu putem să-l abandonăm. Facem un alt pact? Dacă îmi jur că nu-i spui nimic, da. Bine, dar e ultima zi în care trebuie să-l suport. Ultima zi. La ce te gândești, Sally? La nimic, doar că... Mi-era dor de toate astea, să ne alintăm, să ne răsfățăm, să ne intereseze de celălalt. E bine să avem grijă unul de altul. Nu mi-a plăcut deloc să fim despărțiți, Thomas. Deloc. Dacă te gândești la întâlnirea cu cei de la Fundația Ortiz, am anulat-o. Serios? Ce bine, n-aveam niciun chef de o întâlnire acum. Mi-am imaginat că vei vrea să stai doar cu mine. Ce e asta? E aici? Ce apă-ți, bunicul meu, ce-i fac? Stai. Încercăm să-l stabilizăm. De asta l-au dus la ambulanță. Toată aparatura e acolo. Bine, dar ce s-a întâmplat? De ce a căzut? Ce s-a întâmplat? Am auzit ambulanța. Am avut un fel de atac. Doctore, domnul doctor, e ceva ce pot face? Pot ajuta cu ceva? Nu mai e cazul, Thomas, ai ajuns târziu. Ne-am ocupat noi de tot, nu-ți face griji. M-am ocupat eu, am chemat ambulanța, stai liniștit. Bunicul dumneavoastră a suferit o insuficiență cardiacă. Da, se va face bine. Depinde. Trebuie să-l internăm, să vedem cum se comportă. Bine, luați toate măsurile necesare pentru mutarea domnului Gomez. Ce mutare? Unde? Păi, bunicul tău trebuie să stea internat. Nu, dar lui nu-i plac spitalele. Nu, dacă se trezește înconjurat de medici și infirmieri, se va face și mai rău. E cel mai mare rău pe care l-am putea face, nu-l va ajuta. Nini, dacă totul îl spune că așa e cel dar mai bine. Dar nu-i va face bine, eu îl cunosc, nu-i va face bine. Bine, Nini, îmi cer scuze. Se poate face o internare la domiciliu, doctore? Da, dacă există un loc liniștit, vom trimite echipamentul specializat. Perfect. Va fi costisitor, nu, dar... Nu, nicio problemă. Ambasada va acoperi încercăm toate cheltuielile. Mulțumesc, domnule ambasador. Mulțumesc mult. Îmi cer scuze, dar mie mi se pare o inconștiență, deoarece clădirea aceea mi se pare un loc rece, deloc potrivit pentru un bolnav.
Ai dreptate, Victor. O să-l instalăm la mine în dormitor. Mimi, acolo va fi mai liniștit. Ce s-a întâmplat cu ce? A pățit ceva cu inima. Da. O să fie bine. Vai, copii! Ce cu copiii? Copiii au rămas afară la picnic. Da. Cred că ne așteaptă. Bine, nu are nimic. Lupe, ocupă-te tu de ei. Să nu le spui nimic. Nu vreau să se sperie. Mulțumesc, domnule ambasador. Mulțumesc foarte mult. Mai bine mergem pe cealaltă parte. De ce să mergem în altă parte când ăsta e parcul nostru? Da, e parcul nostru, dar trebuie să fie liniștit parcul. Și de ce să nu fie liniștit? Să vedem cum reacționează. De ce să-i provocăm? Dar nu o să-i provocăm, nu o să-i provocăm. O să vedem cum decurg lucrurile. Uite-o că vine. Salut, bună. Ce? Te-ai îndulcit dintr-o dată? Nu. A, deci totul e bine. Sunt liniștit. De ce faci pe mielușelul? Nu, dar nu fac pe mielușelul. Vreau să fie tot ok, să putem să împărțim parcul. Numai dacă vrei să facem pace. La fruct am pus struguri. Și eu. Eu n-am pus. Eu zarzăre. Zarzăre? Bine, nume de fată. Eu Sonia. Eu Serena. Eu Sabrina. Eu Zoe. Ceama, Zoe începe cu Z. Da, știu, dar așa am vrut eu. Bine, bine, e altă literă. Nu, mai bine mergem în parc. Da, mai bine. Dar nu tu ai vrut să vii? Ca să fim doar noi două. Dar nesuferitul de frate stă pe capul nostru și în parc scăpăm de el. Nu mergem în parc pentru că o să vină o furtună. Am văzut eu norii că sunt din aia de grindină. O să fie un dezastru. Contează că e în afara oricui pericol, da? Trebuie să angajăm o infirmieră care să aibă grijă de el. Nu e nevoie, nu am eu grijă de el. Nu-i plac infirmieră. Nu se poate să stai cu el 24 de ore din 24. Ba da, voi sta aici și o să-și devină mai repede. Îl cunosc și îi va face bine să stau lângă el. Cum a putut să aibă tupeu să ceară ca moșul să rămână aici? N-a cerut ea asta, el s-a oferit singur. Ei bine, e o profitoare, o nesimțită. Și tocmai astăzi când m-am împăcat cu Tomas. Ce? Serios? Da. Da, nici n-ai idee, a fost incredibil. De data asta e definitiv, nu mai scap. Foarte bine, surioară, te felicit, perfect. Bun, atunci fă-mi favoare. Iar și tu de aici ca să am cale liberă și să pot rămâne singur cu Nini. Ce, ai un plan? Lasă să fiu lângă Nini în clipele astea așa grele, nimic mai mult. Mergem, Tommy, așa o lăsăm pe Nini să stea liniștită. Nu vă faceți griji pentru mine, sunt bine. Oricum, bunicuțul tău are nevoie de liniște. Înțelegi, Ninita? Mergem? Mai pot face ceva? Mai ai nevoie de ceva? Nu, mulțumesc. Gândește-te bine la ce ți-am spus cu infirmiera. Nu va fi nevoie, oricum ați făcut deja destul. Nu, n-am făcut nimic. Și vreau să avem un medic la dispoziția noastră. O să ne ocupăm de tot ce trebuie. Mulțumesc mult. Mergi liniștit, Thomas, rămân eu cu ea. Serios, nu-ți face griji. Bine, chiar te rog, Victor. Vrei să vorbesc cu Nicolas? Nu, i-am spus deja, mulțumesc. Mă sun pentru orice. Stai liniștit. Victor, serios, chiar nu e nevoie să rămâi, mă simt. Nu, dar vreau eu să rămân. Serios, da? Bunicul tău se va face bine. Știu deja. Eu fi frică. Ce-o simți acum? Sărăcuțul. Dacă îi se întâmplă ceva, nu știu dacă o să suport. Nu știu. Uite ce ia, bă. Axel nu s-a calmat pentru că te-ai luat de el. A, nu? Nu, am fost și eu și am vorbit cu el după aia. Și ce ați vorbit? Nu știu, i-am spus să nu mai facă probleme și evident că după ce ai spus tu și după ce am spus eu, s-a calmat. Dar dacă nu vrei să spui nimic de asta, să faci pe eroul... Ce s-a întâmplat? Uite, am rămas fără frâne, fără frâne. Și la Sofia? Mașină, era să mor. Sofia cred că s-a întors acasă, nu dar știu. Dar stai, mașina asta nu e a lui Vicky? Da, e a lui Vicky, e a lui Vicky. Frate, tu e acasă? Angel? Trebuie să-mi dea o mână de ajutor cu mașina, trebuie să aflu ce s-a întâmplat. Era să mor. Mă duc să-l caut. Vino cu mine. Nu pot, trebuie să merg până în parc.
da.